Un șofer teribilist era să producă o adevărată nenorocire. Concret, după ce a făcut mai multe drifturi în sensul giratoriu, de la intersecția Bulevardului Revoluției cu Bulevardul Walter Mărăcineanu, acesta a agățat o bordură răsturnându-se cu mașina. În zigzaguri veni cu mașina. Cu o viteză, cred că avea peste 150 de euro. Și s-a răsturnat. De din bordura asta, rupse fierele și s-a răsturnat aceea. Dacă erau oameni? Ai omorat pe loc. Bine că nu se nimeră pe bordură, bine că nu veni vreo mașină dincolo. Făcea praf. Vai de mamă de om. Bengoși de ăștia tineri, mașini care nu-s cumpărate de ei. Ce? Am viteză, am mașină. Uite, ce face cu mașina. Din fericire, nu au existat victime, șoferul reușind să iasă singur din mașină, după ce a spart geamul cu piciorul. La locul accidentului au intervenit atât pompierii din cadrul detașamentului Drobeta al Inspectoratului pentru Situații de Urgență, cât și polițiștii biroului rutier Drobeta Turnul Severin. Detașamentul de pompieri Drobeta Turnul Severin a intervenit în municipiu pe Bulevardul Revoluției la un accident rutier. Ajuns la fața locului, am constatat un autoturism răsturnat din care a rezultat o victimă. I s-au acordat primele îngrijiri medicale și a fost transportată la UPU. În urma testării cu aparatul etilotest a reieșit faptul că șoferul nu consumase băuturi alcoolice. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului rutier.